taxiul fix acum spre aeroport. Gata, ne încheiem excursia aici în Bali. După o lună de stat. Chiar fix o lună avem azi. Și următoarea destinație să mergem spre Kuala Lumpur, în Malaysia. Și stăm acolo 5, 3, de luni până vineri, nu știu câte dată, 4 noapte sau așa. Și după aia o să plecăm în Singapore. Mai filmăm de prin aeroport, că nu pot vorbesc așa tare. Salutare din aeroportul internațional din Bali! Am ajuns aici la aeroport după taxi. Ce frumos arată aeroportul ăsta, chiar da. E interesant. Trebuia să mă duc pe partea cealaltă. Să-l vedem acum mai bine, când am ajuns era haos și n-am reușit să-l vedem și te dure și capul. Nu mai amintesc nimic, să-l știu din memorie. Da. Mergem să ne lăsăm un bagaj, că avem la cală, am pus un bagaj. Să vedem dacă s-a deschis check-in-ul, încă nu cred, că mai avem vreo 3 ore jumate sau nu mai știu exact. Și după aia ne mai plimbăm pe aici, prin aeroport, vedem care-i treaba, o luăm relax. E și pe aici verdeață, iată palmieri. Stai să vezi Singapore. Ia, aici e și un templu, ceva. Wow, ce frumos se vede cerul. Aici suntem în Kuta, acolo unde e soare mai tot timpul. Da. Și cald, dar e decent, adică acum nu mi se pare chiar cald. Da. Chiar e ok. Wow, uite ce acoperiș are. Nu, nu pare foarte aglomerat, dar cred că aici e o zonă unde nu prea e lume. E de tranzit. Trebuie să vedem dacă se ne pune mască. But the passengers on flight number only 15 and leaving for Kuala Lumpur, would you please board the aircraft through gate number 9B immediately? Thank you. Ne plimbăm prin aeroport până se până pleacă avionul, că mai avem. Și mergem spre avion care e acolo. Ce călduț e pe aici. Da, chiar. Aici era aer condiționat în aeroport și cam friguț, dar aici nu mai e și e călduț. Avionul nostru colorat de la Air Asia. Chiar biletul a costat vreo 300 de lei, parcă am dat pe, pentru două persoane. Am ajuns! A pune, nu mai știu, parcă era mai mult. Ține ziua mai mult, o să vedem, dar e aceeași oră. Gata, am ajuns pe aeroportul din Kuala Lumpur. A trecut super rapid drumul. Deci chiar a fost super ok zborul, 3 ore a durat. Și mergem acum să trecem de pașapoarte, să vedem de o cartelă de neceva și mergem la hotel. Super! Și să luăm și bagaj. Are un vibe bun. Kuala Lumpur, îmi place. Cred că din cauza că am stat prea mult într-un loc și acum schimbă. Gata, închid că pe aici nu știu ce mai e. Nu ne așteaptă nimeni. Acum schimbăm rolurile, ia, te filmez eu. Da, în prim plan. Mergem să căutăm cartelă, să luăm, cred că de la lui. Da, Hotlink și era 30 de lei. Da. Pe o săptămână. Ia uzi. Ride. Sar pe tine. E și un tren pe care îl putem lua, însă prețul era mai mare decât dacă ai luat taxiul. Da, dar văd că nu-i nimeni, știi? De puțin să mă uit pe Maps. Vreau să mă uit la da, chestii. Cam așa arată aici zona de unde trebuie să luăm grab-ul. Și avem și apusul acolo, în depărtare. Super frumos. Cam... Ia dacă am auzit două claxoane. Da, e... pare civilizație așa. Doar că e cam călduț. Nu e chiar ca în Vietnam, dar e destul de călduț.
ce se conduce pe celălalt sens. Cam Bali. Da, uite, a pus. L-am văzut în Bali. Așa, la prima impresie îmi place maxim aici, deci chiar e super așa, super dezvoltat, dar nici n-am ajuns, abia ce am plecat de la aeroport, o să vedem când ajungem mai în oraș, că e distanță mare, câți kilometri erau, vreo 60 parcă, nu? De la aeroport. Și la hotel. Super peisajul din taxi, e super dezvoltat pe aici. Ia. Deschide ușa Pandorei. Să vedem ce cameră avem. Un pat mare. Stai să-mi dau jos bagajele, că am astea pe mine. Așa. Deci avem un pat mare. Un televizor. Bagajele le-am aruncat și baie. Aici e camera destul de micuță, așa. Pare curat. De ce? Da, e ok. Frumos dușul, îmi place. E bine. Pentru cât? 3 nopți, 4 nopți, 3 nopți, nu știu. 4. Cât avem, e perfect, cam călduț. Oh, și avem aer condiționat, bate fix spre pat. Asta nu e o chestie prea bună. Din păcate. Și avem și... un fel de vedere așa. Bună dimineața! Am ieșit pe străzile din Kuala Lumpur la plimbare. E ceasul 9, cam așa. Cam înnorat, dar e frumos. E bine, adică e lumină așa. Mai bine, n-o să suferi de căldură. Da. Trebuie să aruncăm punga asta, că ne-am comandat aseară niște mâncare. Și mergem să bem o cafeluță acum, pe aici, găsim pe undeva. Ce turn acolo, trebuie să mergem și pe ala să-l vizităm. Cam așa arată peisajul pe aici, pe stradă. Nu știu în ce zonă suntem, dar suntem în zonă destul de centrală și sunt... Hai încoace pe asta. Sunt mulți indieni pe aici, da, un tramvai. Aha. Pare că nu e așa multă lume pe stradă, acum chiar e bine afară, e plăcut. Am luat și o cafeluță, asta costă 10 lei sau 11 lei, cam așa, de la cafeneaua asta de aici sus, cafe. Și mai un McDonald's aici, o farmacie, KFC, sunt destul de multe chestii. Ce frumos se vede pe aici, e super întreținut tot. Acum suntem la plimbare, ne plimbăm pe aici să vedem ce descoperim prin zona. Am ajuns la o grădină botanică, de fapt e un complex, arată așa, și cu mai multe locuri din astea, cu plante, cu animale, cu, ca un fel de, nu e grădină zoologică, dar un complex cu, în natură, să zicem așa. Ne-am plimbat ceva pe aici și o să mai mergem acum. E umiditate așa, ne-am mai încălzit și noi, oricum se face și... ziua, că era dimineață, se mai încălzește, dar e decent. Avem și o piscină, o cascadă aici, artificială.
E foarte bine îngrijit totul pe aici, pus la punct. Sunt oameni care se mai plimbă, mai aleargă, mai fac sport. Dar ăștia cred că-s de aici, din oraș, nu cred că-s foarte mulți turiști. Aici ar trebui să fie niște căprioare. Așa scrie aici. Dar să vedem, dar arată super drumul ăsta, nu? E maxim. Haideți că am găsit și căprioarele din Kuala Lumpur. Stau la umbră aici. Oh, dar nu știu cât de bine e pentru mediul lor natural aici în căldură așa, dar o fi. Cred că sunt îngrijite. Avem și un lac aici, artificial, cel mai probabil. Ce ponte pe aici, diferiți, bine așa spunși, sunt o grămadă de copaci, o grămadă de specii de copaci. Ne-am oprit să facem o pauză de o înghețată, ne-am luat o înghețată KitKat. O cola și două ape. E cam călduț, nu? Și da, am dat pe astea 19 lei, 20 de lei cam așa. Cam ca la noi prețurile, aș zice, poate puțin mai ieftin. Ce priveliște avem de aici din parc. Am ieșit acum și o să mergem spre Petronas Towers, care se și văd de aici. Sunt alea două. Ăla și ăla. Asta e, clădirile astea sunt iconice pentru Kuala Lumpur. Nu mai știu exact când au fost construite, dar știu că au fost cele mai înalte clădiri din lume, până s-a construit în Dubai, în Burj Khalifa și ce clădiri mai sunt. Zici că e ca un fel de New York aici. Superb. Facem un 360 de aici din tot din centru. Deci turnurile alea sunt interesante, rău, am trecut pe lângă ele mai înainte. Clădirea aia mai înaltă seamănă cu World Trade Center din New York. Chiar seamănă bine. Ne-am cumpărat acum niște bilete de tren și sunt de fapt niște jetoane, ne-a dat, și a costat 3,60 lei. O să mergem până la Petronas Towers să vedem cum e și cu tramvai sau cred că e un fel de tren din asta și nu avem multe stații, avem doar câteva. Cam așa arată o stație de metro pe aici. A venit și metro acolo. Deci aici la metro ai geamuri din astea despărțitoare, așa. Antisuici. Da. Pregătește-te de aerul condiționat. Am ieșit de la metrou, avem un Decathlon aici. Și astea sunt turnurile, dar celălalt turn geamăn e fix după ăsta, cred. Ne, ce zgârie nori pe aici. Și ăsta e un mall.
Stai că eram fix în intrarea la mașină. Oh, H&M home. Oh. Aici avem niște clădiri cu niște verdeață așa pe ele. Mamă, dar ce înalte sunt plantele astea. Wow. Super tare. Și aici e baza la Petronas Tower. La unul din turnuri. Trebuie să vedem pe unde ajungem ca să le vedem. E acolo seama. Suntem la baza Petronas Towers. Suntem înconjurați numai de clădiri din astea. Tot aici la Petronas Towers. Mamă, și ia uite-le. Oi, ia, ia. Și simplu, rămâi fără cuvinte. Oi, deci ăsta e turnul 2 și acolo e turnul 1. Mamă, dar cum arată? Wow. Aici e și un parculeț așa cu palmieri. Măcar stai la umbră. Și ai tot în zona acolo. Clădirile sunt acolo. Reclame. Și să mergem puțin aici, că de aici cred că se vede mai frumos. Să facem o poză. Avem aici un grup de petrecăreți. Și fac poză la turnurile astea superbe. Șmecherău. Ia fiți atenți aici ce mașină avem. Un Nissan GTR. Ia uite, are steagul Japoniei. Mea. Wow, cum arată și ce gardă are la sol. Ai, ai, ai. Ce jante are. Acum o să intrăm într-un mall. E cel mai popular mall de aici. Se cheamă Pavilion Mall. Și nu știu cât de mare e, dar bănuiesc că e mare. Să vedem. Și se poartă mască la interior. Da, ăștia au la interior încă asta cu mască. Și am văzut că poartă și pe stradă mască. Deci nu știu care e ideea. Încă n-au renunțat la restricții. Total. Deci avem aici o hartă așa cu toate magazinele. De fapt nu, e doar cu mâncare aici, nu? Da. Și are 7 etaje. Deci, ce să zicem? Ți-ar lua să mănânci la fiecare etaj. Bine, ăla din Dubai e mai mare. Da. Ia uitați pe unde am ajuns. Așa urmă. Am zis să ne amintim de Turcia și Iordania. Ia cât costă o șaormă. 12, 16. Aha. Și sunt mai multe așa, tot cu șaormă. Cred că au și suc de rodie. Cam așa arată șaurmița asta. Destul de micuță. Zici că e un Luca, hai de cesc. Dar uite ce avem usturoi în sfârșit aici. Fericire maximă. Noroc. Cam așa arată asta de boi. Și asta e cu boiatul. Asta e cu mix, are și oaie și boi. Ia zi. Părerea e bună, nu? Cred că îmi vine să vin. Da, e nebunie, e ce trebuie. Mai mergem și ne mai plimbăm după șaormică. Mergem într-un parc. Dar mai dăm peste clădiri din astea pe aici, așa.
Că te uiți în sus și nu se mai termină. Ce scutere, măi. Da. Acum ne luăm bilete. Ia să vedem. Și aici selectezi la ce stație vrei să ajungi și îți calculează în funcție de câte dar stații, dar am uitat, nu? Da, dar să mă uit pe Babs, că am uitat la ce stație trebuie să... Da. Așa, am selectat stația la care vrem să ajungem și acum ne-a calculat, da, paritate de la 1 la 1, cu leu. Uite, așa arată banii ăștia. 3,60 lei. Tot plastificați ca la noi. Plastifiați. Așa. Și îți dă niște jetoare. Trebuie să dea și ele? Nu știu. Ia. Cam așa e pe aici, pe la metro. Apropii jetonul și intri. Yay! Nice. Pe unde? Ia uitați aici pe ce străduțe am mai ajuns noi. Niște grafiti sunt aici făcute pe clădirile astea. Și interesantă zona, doar că e așa mai mizeriuță pe aici. A, uite, sunt și pe aici ceva. Asta e o zonă aici unde am mâncat shawarma. E destul de aproape. O, oh, ce frumos arată. Da. Și pe jos pictat. Și clădirea aia din față. Am ajuns acum și în piața centrală, arată cam așa ceva. Sunt multe magazine pe aici pentru suveniruri, tot felul de lucruri. Dar multe din magazinele astea s-au închis din cauza pandemiei, acum le-au mai redeschis, cred. Dar scriau în review-uri că nu s-au redeschis toate, nu știu exact. Prețurile sunt destul de ok așa, nu pare foarte scump. E destul de interesant. Haideți că mi-am luat și eu un suvenir, adică inelul ăsta, că eu voiam un inel negru de ceva timp. E super, super, e perfect. Da, vine perfect la mărime. Ăsta e singurul suvenir de aici, e maxim. Am venit și la food court, aici, la piața centrală, de unde am luat suvenirul și ne-am luat de mâncare, că ne e foame. Și am luat așa o salată Caesar din asta, e pui. Și aici e un meniu cu pui corean, tot așa salată, orez. Aici văd că sunt niște fructe, aia e, nu știu ce, ceapă sau... Nu cred că e ceapă, cred că e ou, da. Și o mică supă și pe porțile astea două am dat 25 de lei, super preț aici, deci chiar e
șmecher. Mamă, ce bun e puiul ăsta. Da, e făcut în sos așa, să... Gata, mă fac și eu să gust. Cam așa arată și piața pe din afară. E vopsită în culoarea asta. Ce culoare e asta? Bleu. Da. Și a fost super aici, deci chiar ne-a plăcut. Acolo în față se filmează, e un film. Și filmează aia pe acolo. Ai, uite ce aglomerare. Oh, da, poate îmi zice ăsta că n-am voie. Deci ce frumos este plin pe aici. Acum e chiar plăcut pe afară, așa. Nu mi se pare cald. E o plăcere să te plimbi. Ia, aici se vede iar piața așa. Tot la plimbare pe aici, suntem în centru, e pe lângă casă, doar că se vede, nu mai știu exact ce era asta, un palat sau ceva, sau moschee, da. Tot de aici din centru arată impresionant totul de aici, e șmecher, și cu vegetație, flori, deci chiar e grijit totul, super ca lumea, e maxim. Dormea nenea ala pe acolo. Da, foarte, foarte întreținut și foarte frumos. Ne-am găsit un loc super aici să facem un timelapse ăla de mai înainte. Suntem tot în centru pe acolo și aici chiar e un loc super ca lumea și niște fântâni acolo. Ar trebui la ora 8, acum e 7.55, la ora 8 să fie un show, dar nu știm sigur dacă o să fie sau nu. O să aflăm și în spatele nostru e parcul, am mai fost în, e un parc, parcul ăla, dar de aici ai vederea super la clădirile astea de aici, la Petronas Towers și la mall-ul ăsta. Cam asta e și show-ul cu fântâna. Asta e o de muzică destul de încet. Am venit mai aproape de Petronas Towers. De fapt, ăsta e doar unul aici, se vede. E ăsta și ălalalt e după... Dar uite și după... partea cealaltă. Da, asta, clădirea asta e super înaltă. Da, super pe aici să te plimbi noaptea. Chiar e perfect afară, temperatura e așa plăcut, nu e cald. Cred că e mai cald în București, da. E perfect, perfect.
gata, asta e ultima seară aici, ultima zi de fapt în Kuala Lumpur. Mâine plecăm, e vineri mâine și o să plecăm în Singapore. Avem zbor la 10 dimineața și durează cam 40 de minute, o oră, nu știu, e foarte aproape, adică nu o să facem prea mult pe drum, dar trebuie să ajungem în aeroport mai devreme. Așa că o să începem nou vlog de acolo, din aeroport, dimineața, cum ne trezim. La 5. Da. Deci ne vedem mâine. Pa! Pa.